Haideți să ne ridicăm în picioare, să dăm citire cuvântului lui Dumnezeu, 6 versete din Isaia, capitolul 55, pagina Bibliei 726. Isaia, capitolul 55, o să dau citire de la versetul 6 la versetul 11. Căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi, chemați-L câtă vreme este aproape, să se lase cel rău de calea lui și omul nelegiuit să se lase de gândurile lui, să se întoarcă la Domnul care va avea milă de el, la Dumnezeul nostru care nu obosește iertând, căci gândurile mele nu sunt gândurile voastre și căile voastre nu sunt căile mele, zice Domnul, ci cât sunt de sus cerurile față de pământ, atât sunt de sus căile mele față de căile voastre și gândurile mele față de gândurile voastre, căci după cum ploaia și zăpada se coboară din ceruri și nu se mai întorc înapoi, ci udă pământul și îl fac să rodească și să o drăzlească, pentru ca să dea sămânță semănătorului și pâine celui ce mănâncă, tot așa și cuvântul meu care iese din gura mea nu se întoarce la mine fără rod, ci va face voia mea și va împlini planurile mele. Amin. Vă rog să vă reașezați. Dragii mei, mă bucur că sunt împreună cu dumneavoastră, nu vă cunosc, nu mă cunoașteți, dar ne cunoaște unul singur care este Tatăl nostru și care m-a mântuit și pe mine și pe dumneavoastră. Și vreau ca pentru toate aceasta să spunem Lui slavă Lui. El este Tatăl nostru, El este Domnul nostru care a murit pentru fiecare dintre noi, care am încheiat un legământ în apa botezului și care ne dorim și ne dăm toate silințele să rămânem pe calea Lui, acolo unde El ne-a așezat prin harul Lui și acolo unde ne dorim cu toții să ne terminăm alergarea pe acest pământ. Mă numesc Bogdan Boabeș, este numele meu, sunt slujitor ordinat în Biserica Betel din München, unde frate păstor este fratele Nicu Wagner. Salutul bisericii noastre este Iuda, versetul 2, îndurarea, pacea și dragostea să vă fie înmulțite. Dumnezeu să facă lucrul acesta și în dreptul nostru și în dreptul dumneavoastră. M-am zbătut un pic, am venit cu tinerii din Biserica Betel și la începutul săptămânii mă zbăteam în niște gânduri, m-am rugat, Doamne, nu știu ce. Tu știi biserica ta din tot locul, tu îi cunoști pe fiecare și tu ai milă și ții pe fiecare mâna ta. Nu știam ce trebuie să predic, este bine să predic, este... Și Dumnezeu mi-a dat un gând așa să spun mărturia mea cum am întors eu la Dumnezeu. Cred că Dumnezeu are în vedere pe aceia dintre dumneavoastră care aveți copii încă în lume, care aveți poate rudenii încă care se zbat în mociri la păcatului, sau poate sunt chiar fii risipitori care mai vin din când în când doar la evenimente, în biserică, și Dumnezeu să lucreze, să facă planul Lui în această seară. Povestea mea începe undeva în anul 1982, vreau să spun că m-am născut, sunt din Alba Iulia deloc, și m-am născut într-o familie, să zicem, de necredincioși, sau de credincioși ortodoxi, nepracticanți. Fiind singurul fiu în familie, părinții mei la vârsta grădiniței m-au... Așa a fost situația atunci, nu puteau, ei amândoi munceau și trebuia cineva să aibă grijă de mine, să mă ducă la grădiniță, să mă aducă. Din cauza programului nu prea era posibil și atunci m-au trimis la bunicii mei, la țară. Acolo bunica mea era întoarsă la Domnul de câțiva ani. Și bunica mea a început și m-a dus la biserică. Și eram ca și copilașii ăștia aici care au cântat, Domnul să-i binecuvinteze. Și nu pricepeam eu foarte multe. Mai spuneam și eu câte o poezie, mai învățam acolo cu bunica și mai ziceam câte o poezie în față. La un moment dat țin minte, nu mai știu exact la ce vârstă, dar țin minte că m-am ridicat din pat dimineața și am povestit bunicii mele un vis. Eu eram singurul nepot a ei. Bunica mea are doi copii, pe mama mea și
mai are un băiat, care ei n-au făcut copii. Eu singurul nepot. I-am povestit bunicii mele visul și nu înțelegeam bucuria ei și nu înțelegeam de ce ea se bucură și dădea slavă lui Dumnezeu. Mi-l amintesc ca și când ar fi fost aseară visul. Nu țin minte multe vise, dar asta îl țin minte, cred că toată viața. Am visat că eram cumva la un dispensar din ăsta de țară, la un cabinet medical pentru cei tineri, că e un cuvânt dispensar care cred că puțin îl cunosc. Și eram acolo cumva cu bunica mea. Eu eram cel bolnav și eram în sala de așteptare și așteptam să iese de acolo doctorul sau doctorița și să ne cheme în cabinet ca să mă trateze. Stăteam acolo pe un pat așezat, șezut, împreună cu bunica mea și când s-a deschis ușa, era Domnul Iisus. Eu știam că e Domnul Iisus, nu știu de unde, parcă așa cum cu o haină din asta albă, poate cum am văzut prin filme, nu știu. Așa era în vis. Era Domnul Iisus care s-a apropiat, s-a așezat pe pat lângă noi, m-a luat pe mine de aici de sub braț și m-a pus pe genunchii lui. Și a spus, bunicii mele, i-a spus, El este copilul meu. Atât a fost visul, i-am povestit bunicii mele, bunica slavă, Domnule, mai spus și pe la fras prin biserică, eu nu prea înțelegeam de ce bunica mea dă o asemenea importanță a unui vis, unui copil. Au trecut ani și în jurul clasei a 5-a, deci a începusem școala, la școală eram la Alba Iulia, unde la părinții mei, și mergeam doar în vacanțele de vară la țară. Mergând acolo, nu am mai mers cu bunica mea la biserică, am mers din ce în ce mai puțin, deci erau mulți tineri care veneau de la oraș în vacanța de vară la țară și au început discotecile la Căminul Cultural acolo în comună și mergeam împreună cu ei și nu mai, mergeam numai diminețile acasă. Nu mi-a mai plăcut așa, nu a tras prea mult lumea aceasta și eu oricum trăiam în lume și la vârsta aceea, cuvântul lui Dumnezeu a fost sădit în inima mea, dar a stat cumva, undeva acolo ascuns și n-a produs transformări. Eram prea mic. Apoi, crescând mai departe, am mers la liceu. Când am terminat liceu, am plecat la universitate în Cluj și vreau să vă spun că a început o pasiune în inima mea pentru discoteci. Mergeam la discoteci și am văzut, eu m-au dus niște tineri mai mari de la bloc. Am crescut într-un cartier mărcinaș, periferic al orașului, unde erau mai mulți, era o periferie rău famată, să zic așa. Erau mai mulți care făcuseră pușcărie, erau tot felul de tineri. M-au dus la discotecă, am mers împreună cu ei și am văzut acolo, erau barman din ăștia care învârteau sticle și făceau spectacol, cocktailuri și muzică și așa mai departe. Și mi-au plăcut foarte tare. Am mers să mă angajez la un astfel de bar, de discotecă și am avut o pasiune pentru meseria asta. M-am dus să fac cursuri internaționale, să știu eu cum să fac cocktailurile și tot felul de lucruri. Mi-a plăcut așa de tare și am dus o viață așa cum se poate duce o viață într-un astfel de mediu, fiind tânăr. Părinții mei erau plecați în Italia, deja lucraseră pe vremea când erau cu vize. Eu eram acasă și mi se părea că era eu pe pământ. Banii vineau din Italia, de la părinții mei și eu mă distram și făceam chefuri toată ziua. Asta înțelegeam eu că e o viață frumoasă. Trecând anii, deja mă simțeam cumva ne la locul meu să fiu un barman la 26 de ani, parcă restul erau de 18, 19, 20 de ani, erau în discoteci. Eu ce să fac eu la vârsta asta? Și am început să lucrez manager de discotecă și aveam în subordinea mea barmani, bodyguards și toți ce erau angajați unei discoteci, 24 la număr, la ultima loc de muncă care l-am avut în 2011. Organizam evenimente, era cea mai mare discotecă din orașul Alba Iulia, organizam evenimente, chemam pe toți ce erau vedete pe la radio, pe la televizor și veneau acolo și tinerii se distrau, mulți îmi ziceau în oraș, mă cunoșteau destul de mulți și îmi spuneau cumva, măi, unde ești tu, unde auzim numele tău, știm că acolo e distracție, aveam eu o poreclă așa în oraș și zice, unde auzim numele tău, că tu ești implicat, acolo e distracție. Eu dacă mergeam, acum nu mai am păr, dacă atunci mai aveam un pic de păr, mergeam la frizer și
Oriunde mergeam la frizerie în oraș, oriunde, eu mereu le spuneam despre ce eveniment organizez eu, ce este sâmbătă în club, vine nu știu care, vine nu știu ce artist. Eram așa înfocat, pasionat pentru meseria asta. Dar Dumnezeu în mila Lui s-a uitat la mine și a ascultat rugăciunii de bunicii mele care stătea văduvă acolo la țară și mijlocea pentru mine singurul ei nepot. Vreau să zic că la un moment dat, în anul 2014, mi s-a făcut așa urât de viața mea. Nu știam ce schimbări să fac. Acum mă uit în spate și știu că Dumnezeu a făcut această, a născut această scârbă de viața pe care o duceam în inima mea. Eu închideam clubul și eu îl deschideam. Stăteam și parcă nu mai îmi găseam deloc plăcere în lucrurile alea. Vedeam muzica, vedeam, abia așteptam să plece toată lumea acasă și să închid odată și să mă duc acasă. Parcă nu mai aveam niciun chef de nimic, parcă nu mai eram eu. În acea vreme, un frate, aveam un neam mai îndepărtat, ei credincioși, mi-au zis, măi Bogdan, hai și tu în Germania, uite să lucrezi și tu în Germania ceva la o fabrică. La... Eu mă gândeam, ce să fac eu la fabrică, eu nu știu să fac nimic. Eu toată viața eram cu sticlele, învârteam sticle, făceam... Ce să fac eu în Germania? Nu știu să fac nimic. Hai că găsim, noi zice, are fratele meu o firmă și vin în Germania acolo și... Dumnezeu vrea să mă rupă de tot anturajul care mi-l creasem în jurul meu. Am acceptat într-un final, dar pe fondul acelei lehamite de viața mea, ce era actual atunci, și am acceptat să vin în Germania. M-am angajat la această firmă, o firmă în care lucrau mulți români și majoritatea erau pocăiți. Unii care tăiau pocăința, alții care nu tăiau, care veneau din Spania, din alte părți, din Italia, știți și dumneavoastră cum au venit mulți și ați venit și mulți dintre dumneavoastră în Germania. La firma asta mă trimiteau în deplasări, ne trimiteau în deplasări, am fost în Cehia luni de zile, în Olanda, în Suedia, ne trimiteau, așa era munca, controlam calitatea la niște piese auto. Vreau să vă spun că mă trimiteau în echipe cu tineri, care acum, când mă gândesc înapoi, mă uit în spate, erau fii risipitori, pentru care în bisericile noastre se înalță rugăciuni pentru ei. Eu atâta știam despre ei, că ei sunt pocăiți, că ei sunt botezați. Vineau cu mine în discoteci, pentru că pe mine unde mă trimiteau de la firmă, eu primul lucru știam, vreau să știu unde sunt discotecile, aia făcusem toată viața. Și vineau cu mine și le plăcea să vină cu mine și zicea, mă, tu știi mersul acolo la discotecă, vineau să conducă altul mașina. Să... De eu îi vedeam, acum când mă uit în spate, eu îi vedeam că ei nu se puteau simți ca mine. Ei erau, nu se simțeau bine acolo, erau așa, mă, Bogdan, vin să te duc cu mașina, când termin, sună-mă că vin să te aduc. Dar ei nu puteau sta cu mine acolo și să se distreze în felul în care eu mă distram la vremea aceea. Acolo eram în Suedia, în hotel, cu ei. Grătare, băuturi și discoteci, pe lângă muncă. Între ei era un om care tăia pocăința. Unul singur. Eram șef de echipă și m-am tot uitat la omul ăsta. Cum trăiește el? Acolo erau bârfe, erau de toate. Erau, cum știți că sunt, unde sunt mai mulți români firești la un loc. Și omul ăsta niciodată n-avea nicio nemulțumire, deși erau niște situații în care eram un pic alarmați cu toții, el niciodată, el își vedea de treabă și nu aveam ce să-i reproșez la omul ăsta. Era un credincios. Și la un moment dat îl aud pe el, conducător de adunare, așa face Dumnezeu, era conducătorul de adunare din sat de la bunica mea. E cel care mi-a zis, hai că am eu un frate în Germania care are o firmă. Și așa au venit și el pentru câteva luni, pe sezon, așa, la muncă, și exact cu el am fost trimis acolo. Și l-am auzit pe el la un moment dat că îi spune altui frate și zice, măi, dar așa șușotind un pic.
Și zice, măi, am ascultat aseară o predică în hotel, eram toți în același hotel, am ascultat o predică, zice, măi, am plâns. Măi, și eu m-am gândit așa, îl vedeam pe omul ăsta așa sobru, un tată, avea vreo 8 copii, dacă nu mă înșel, acasă, un om responsabil, un om demn de tot respectul, și să-l aud eu pe el, cu omul acesta, el o plâns. Pe mine aia m-a mișcat. Măi, ce-a ascultat omul ăsta? El a plâns, a fost mișcat. Nu e un copil, e un om așa în toată firea. Și m-am apropiat lângă el și am zis, frate, nu i-am spus, i-am spus pe nume, zic, Paul, trimite-mi și mie ce ai ascultat. M-am dus în hotel și eram eu cu un prieten cu care venisem în Germania, venisem împreună, ne-am angajat la firma asta. El era un fost barman de-a meu de la clubul unde am lucrat ultima dată. Și ne-am împrietenit și cu el am fost cazat în aceeași cameră. Cu el mergeam peste tot și cu el. Aveam așa două paturi, una de la un perete, unul la celălalt. Și la un moment dat el și-a pus laptopul așa pe piept, în pat, și-a pus căștile și-a spus, mă uit la un film. Că eram liber, lucram numai șpet și după masa puteam să ne uităm până la 3-4 dimineața la filme. Și zice, eu mă uit la un film. Eu zic, mă, mi-am adus aminte, zic, la mine acum e timpul să ascult predica aia ce mi-a trimis-o fratele. Mi-am pus căștile în urechi și am ascultat. Am ascultat Evanghelia lui Dumnezeu. Și au început toate lucrurile, parcă toate organele să se miște în mine. Nu știam ce se întâmplă cu mine. Îmi vinea să plâng și zic, mă, eu am fost șeful lui băiatul ăsta. El mă vedea ca pe un fel de exemplu, ca pe un fel de om descurcăreț. Eu fost bine lângă mine oriunde au mers, la orice cluburi au mers cu mine, oriunde au mers, eu fost bine. Și eu acum mie îmi vine să plâng și el poate mă vede. Îmi vinea să plâng, nu mai puteam când ascultam acolo și am zis, mă, mă întorc pe partea cealaltă să nu mă vadă. Becul era stâns în cameră, el se uita la filmul lui. M-am băgat sub plapă și am început să plâng în hohote. Dumnezeu mă chema la el. Dintr-un om care a trăit în toate mizerile păcatului, am înțeles lucrul ăsta că Dumnezeu mă cheamă la el. Am ascultat, am început de atunci și ascultam 3-4 predici pe noapte. Cum v-am spus că munceam de după masa, foloseam noaptea și ascultam, nu mă mai săturam de predici. Eram proaspăt logodit și soția mea, viitoarea mea soție, urma să ne căsătorim în luna mai și toate astea se petreceau undeva în ianuarie-februarie. Ea era în München, noi locuiam împreună, eu eram plecat în deplasare și eu nu mai puteam vorbi altceva. Ea, care mă cunoștea cum eram un om al discotecilor, ea era la fel, eram pe o minte amândoi, am zis, băi, ne căsătorim în mai, avem nunta, dar noi nu o să fim din aia care când se căsătoresc stau numai în casă și viața lor s-a terminat și o tristețe de viață. Noi o să fim din aceea în care numai o să ne distrăm, chiar dacă suntem, ne-am căsătorit, noi suntem tineri. Astea erau gândurile noastre. Vreau să vă spun că începând cu nopțile acelea în care ascultam cuvântul lui Dumnezeu în căști, eu vorbeam cu ea pe video, vineam de la muncă la 10-11 seara în hotel, mergeam în recepție, o sunam și vorbeam ore întregi, vorbeam numai eu, ea nu mă asculta și eu nu mai puteam vorbi altceva decât ceea ce se găsea în predici. Ce ascultam eu nopțile, eu numai aia îi povesteam. Fratele ăsta care mi-a dat predica, el a trecut prin recepție și m-a auzit pe mine, că eu numai cu Dumnezeu și ce asculta. Și m-a luat o parte un pic el și a dat seama ce se întâmplă. Eu încă nu știam. Și i-a zis, mă Bogdan, dar fata asta cu care vorbești tu, ea te tot ascultă, mă, tot ce zici tu? Păi da, eu mă iubește, noi ne iubim, păi cum să mă asculte? Mie mi se părea normal. Mă, dar nu-ți zice că hai să mai lasă, mai trecem la ale noastre. Nu zice, nu te mai oprește din poveștile astea, nu. Nu, Paul, dar noi ne iubim, noi, normal, mie mi se părea normal. El atunci a înțeles că Dumnezeu lucra în paralel și la München și în Suedia.
Lucra la inima mea și lucra la inima ei. Slăvit să fie El. În martie urma să se termine obstacola de acolo, contractul, și urma să ne întoarcem din Suedia. Ne-am întors acasă și ei am spus prietenei mele de atunci, soției mele de acum, i-am spus, auzi, eu nu mai învăț viața fără Dumnezeu. Eu vreau când vin acasă să căutăm biserică, acolo la München, să căutăm. Eu știam unde e adevărul, știam că ce ascultam eu era din mediul nostru, eu știam bunica mea de unde m-a dus când am fost mic, s-au reactivat toate lucrurile, știam unde e adevărul. Nu îmi trebuia să caut biserici, confesiuni și alte cele. Am ajuns. I-au zis, păi da, și eu vin cu tine, dar de ce? Păi eu zic, treaba ta, dar eu duminică așa îmi văd viața de familie, să mă duc la biserică. S-a uitat la mine, mirată, ea era mulțumită, mi-a spus după aia. S-a gândit, zice, mă, mie mi-a fost tot timpul frică că auzisem eu despre tine și mi-a fost frică că o să mă înșel și o să-ți bagi joc de mine. Și când am auzit că noi vreau să ne distăm, dar când am auzit că te-ai schimbat placa și vrei la biserică, eu m-am bucurat, măcar zic, mă, vrea la biserică, că cu asta nu o să am probleme. Era ea în termenii ăștia o gândit ea lucrurile. Și de asta au fost de acord. Am ajuns acasă în martie, țin minte, și am ajuns vinerea, noaptea din Suedia și zic, na, duminică, eu nopțile la mine erau cuvântul lui Dumnezeu, nu erau altceva. Dacă vorbeam cuvântul lui Dumnezeu și ascultam, nu mai știam altceva. A pus Dumnezeu o pasiune în mine, cum am găsit la Ieremia, că zicea, aș vrea să tac, dar nu pot, un foc arde în oasele mele. Nu puteam altcumva. Descoperisem că Dumnezeu există și că lui pasă de mine. Am căutat pe Google să găsim o biserică. Am băgat pe biserica penticostală în München. Mi-au dat acolo două rezultate, am dat pe Google Maps să ne ducă la unul din ele, care a venit primul acolo. M-am dus cu soția mea, ea era cu pălării, cu unghiile făcute negre, avea brățări de aici până aici, așa, brățări din alea din material, nu știu. Era foarte modernă. Eu, din nou, am intrat acolo în biserica Betel și țin minte, era un frate în vremea aia, se prețicea în 2016, era un frate acolo la ordine și zice, când i-au văzut pe amândoi, zice, era arhiplină biserica, acum e la dumneavoastră, acolo niște scaune în spate de tot, la perete, și le zice la doi copii de acolo, băi, ia, ridicați-vă un pic, zice, luați loc, zice, către noi. Ne-am fost acolo în spate. Frații mei, ce-a fost în camera de hotel? Apoi când am venit în casa Domnului, mi se părea că am ajuns în rai. A început biserica să cânte. M-am simțit ca tâlharul de pe cruce când am intrat în rai. Doamne, dar eu ce caut aici? Eu sunt păcătos. Se părea toți sfinți și toți cântă. A început cântarea așa cum amintesc, nu-i singur Iuda vinovat. Am fost praf. Zic, mă, dacă mă vede Andreea, poate ei nu-i place. Și mă vede pe mine că plâng și își dă seama că mie îmi place. Că și diavolul lucrează. Și după aceea, ce o să zic, mă, ți s-o plăcut aici, ce-i cu tine, ce-ai pățit? Zic, hai să nu mă vadă că am lacrimi în ochi. Și m-am pus cum eram așezat pe scaun, m-am pus cu coatele pe genunchi, așa să nu mă vadă ea că eu scol ochii în lacrimi. Și încercam să țin tot plânsul aici de mă durea pe ăsta, mărul lui Adam. Zic, dacă îi dau drumul aici, aici mă prăbușesc și nu mă mai ridică toți frații ăștia de aici. Simțea că nu mai pot. Că mi-a revenit și acum după 8 ani, uite, mi-a revenit. Am luat curat să mă uit în ochii ei. Era toată plânsă. Cuvântul lui Dumnezeu era la lucru. Duhul lui Dumnezeu era la lucru. Și a fost întoarcerea noastră la Domnul. Am sunat pe bunica mea și am zis că mă pocăiesc. Conducătorul de adunare de acolo, când s-a terminat asta cu asta în Suedia, el a plecat direct acasă în România. Ea era în spital că făcuse un preinfart
Și fratele ăsta s-a dus direct la ea în spital și i-a zis: soră, Bogdan e credincios. Duminica, 13 martie, am intrat în Biserica Betel pentru prima oară, ce v-am povestit, a fost întâlnirea mea cu Dumnezeu. În 18 martie, vinerea, Domnul a luat acasă pe bunica mea. Își terminase toată treaba de mijlocire. Vreau să închei cu ce s-a întâmplat ultimele zile, chiar acum, în aprilie. Undeva când eram la 18 ani, bunica mea era foarte credincioasă, dar cumva și naivă. Îmi amintesc că mă chema și pe mine și pe părinții mei la biserică și când vinea ea de la biserică, ea era cu ochii în lacrimi, toată plânsă și zicea: ce bucurie o fost la adunare! Și noi nu înțelegeam, doar tu, bunică, cum o fost bucurie că tu vii toată plânsă? Eu n-am cunoscut oameni să plângă așa și zic, nu înțelegeam. În fine, ne lua cu Dumnezeu și zicea: mă, săracă, e bătână, e în vârstă, nu-i de luat în serios. Asta a fost pe la 18 ani, m-a sunat în Alba Iulia pe telefon fix, cum era atunci, și zice, tot în naivitatea ei, zice: Bogdan, e plină de bucurie. Zic, iar o ia pe arătură, zic. Auzi, am avut o lucrare din partea Domnului. Păi când auzeam și de astea, că Dumnezeu, că vorbește pe oameni, că deci mă pierdea grosav, la vârsta aia. 18 ani ne-am întors puțin. Deci am avut o lucrare, a venit un frate, zice, musafir la noi în biserică și a zis către mine: așa vorbește Domnul, femeie, ți-am ascultat toate rugăciunile și da, o să-ți mântuiesc amândoi copiii. Adică pe mama mea și pe unchiul meu. Dar înainte ca să-i mântuiesc pe ei, îți voi mântui pe acel care ți este singur nepot. Și prin el îi voi mântui pe ei. Amin. Eu aveam 18 ani. Au trecut până la 33 de ani, 15 ani. Și din lucrarea aia nu se vedea nimic. Bunica mea încă mijlocea. Și în 2016, după 15 ani, Domnul s-a atins de inima mea, așa cum v-am povestit. Și dacă Domnul a zis că mai încolo trebuia să mijlocesc eu, Domnul a luat-o pe ea acasă, pentru că trebuia să continui eu pentru mama mea. Pentru că la Dumnezeu nu-i nimic la voia întâmplării. În planurile Lui sunt perfecte. Și El ceea ce promite împlinește. Vreau să vă spun că luna trecută, în 21 aprilie, vă puteți uita și pe internet dacă doriți, Biserica Emanuel din Roma, părinții mei locuiesc acolo de 20 și mulți de ani, au încheiat legământ cu Domnul. Am fost acolo la botez și am văzut cum lucrarea lui Dumnezeu continuă. Am mijlocit eu mai departe. O mai durat încă 8 ani, după acei 15. Dar Dumnezeu este acela care își ține promisiunile. Ce vezi Ieremia, i-a spus Dumnezeu, văd un vegheator. Bine vezi Ieremia, eu veghez asupra cuvântului meu ca să-l împlinez, zice Domnul. Slăvit să fie numele Lui. Aș vrea în încheiere, haideți să ne ridicăm cu toții în picioare. Și aș vrea ca această mărturie să fie adus zidire în inimile dumneavoastră și mai ales acelea care poate v-ați pierdut nădejdea în rugăciunile pentru cei dragi ai dumneavoastră care sunt încă pe drumul pierzării și poate mulți dintre dumneavoastră aveți chiar promisiuni în dreptul lor că Dumnezeu se va atinge de ei. Doresc această mărturie să fie o încurajare pentru dumneavoastră și această rugăciune pe care o vom face vreau să o facem pentru fiii risipitori ai bisericii din loc, pentru fiii dumneavoastră, soții dumneavoastră, soțiile dumneavoastră, aceia care încă se zbat și dumneavoastră nu mai vedeți nicio nădejde. Vreau să vă spun, Domnul Iisus este viu și El ce promite, El este veșnic și va împlini. Amin.
Intrăm în rugăciune.